Bună ziua tuturor! Bine ați venit în sală! Eu vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră ați găsit posibilitatea să participați în acest eveniment. Este un eveniment, vreau să vă zic, de o proporție. Este un eveniment de, hai să spunem așa, valoarea socială enormă pentru Republica Moldova. Vreau să vă zic că această inițiativă care noi avem de la Asociația Diaconie este un pas mare pentru dezvoltarea acestor relațiilor sociale și susținerea societății din Republica Moldova. În primul rând, ca gazdă, vreau să vă spun mersi, mersi pentru această participare și vreau să aduc sincerele mesajele de felicitare cu pornirea a 15 ediții acestei inițiativei, acestei companii sociale. În primul rând, vroiam să încurajez pe studenții noștri de la Universitatea de Stat din Moldova să participe și să devină voluntari. Acele care nemijlocit sunt umerile și mâinile a acestor companiilor. Să susțineți această inițiativă de aducerea bunurilor, susținerilor și sentimentelor către familiile vulnerabile în această perioadă. Perioada sărbătorilor trebuie să ajungă la fiecare familie din casa Republicii Moldova. O țară frumoasă, minunată, cu un popor distinct. Și aici vreau să rog dumneavoastră atenție pentru excelența sa, domnul Janis Mazievic, care este ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, și Uniunea Europeană susține foarte intens această companie și vroiam să auzim și mesajul de felicitare cu inițierea acestei companii și din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Dragi studenți, dragi profesori, stimate domnule prorector, stimați colegi și parteneri, sunt încântat să vă salut cu prilejul lansării campaniei de Paști Masă Bucurie. Întâi de toate doresc să mulțumesc gazdei noastre, Universitatea de Stat din Republica Moldova, pentru primirea călduroasă și partenerilor noștri de la misiune socială Diaconia pentru organizarea acestui eveniment. Masa Bucuriei este cea mai longevivă campanie de solidaritate socială desfășurată în Republica Moldova, aceasta fiind cea de a 15-a ediție. În toți acești ani, sute de donatori și voluntari s-au implicat și unit eforturile pentru a oferi sprijin celor care au cea mai mare nevoie. Cred că vă întrebați de ce suntem astăzi anume aici, la Universitatea de Stat din Moldova. Răspunsul este foarte simplu. Sute de tineri s-au implicat activ în toți acești ani și au asigurat desfășurarea cu succes a acestei inițiative nobile, fie prin voluntariat sau donație de produse. Pentru al treilea an consecutiv, Uniunea Europeană susține campania Masa Bucuriei. Aceasta este posibil prin intermediul proiectului Uniunii Europene Parteneriate pentru servicii de cantină socială inclusivă și durabilă, implementat de partenerii noștri de la Keystone Moldova, Misiunea Socială Diaconia și Concordia Moldova. Uniunea Europeană este solidară și oferă sprijin continuu persoanelor vulnerabile din Republica Moldova. Împreună cu organizațiile societății civile, susținem persoanele vulnerabile ca aceasta să beneficieze de servicii sociale, cum ar fi îngrijirea la domiciliu, de cantină și spălătorie socială, centre de zi și de reabilitare și multe altele. Orice inițiativă în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, precum bătrânii singuratici și vulnerabili, mamele solitare cu mulți copii trebuie să fie susținută. Doar prin eforturi comune și mobilizarea donatorilor, antreprenorilor, tinerilor,
putem oferi șanse reale la o viață mai bună în comunitate. Doar, iar voi, tinerii, cu energie și activismul vostru, sunteți forță motrice în promovarea schimbării sociale prin astfel de inițiative precum Masa Bucuriei. Vreau să lansez un apel la implicare și solidaritate. Întrucât punctul culminant al campaniei Masa Bucuriei, colectarea de produse alimentare, are loc pe parcursul unei singure zile, în Sâmbăta Florilor. În acest an, colectarea va avea loc pe 27 aprilie, în peste 20 de localități din țară. Prieteni, contribuția voastră în calitate de voluntari pentru colectarea produselor alimentare în Sâmbăta Florilor va face viața mai bună a celor care astăzi sunt neajutorați. De aceea vă invit să susțineți această acțiune nobilă desfășurată de misiunea socială Diaconia. Produsele colectate vor fi distribuite în cantinele sociale pentru pregătirea prânzurilor calde sau ca pachete alimentare pentru persoanele din grupurile vulnerabile. Fiind uniți și solidari, suntem mai puternici. Fiind uniți și solidari, putem să aducem Masa Bucuriei în casele tuturor celor care au nevoie de sprijinul societății, ca să depășească dificultatea cu care se confruntă astăzi. Vă mulțumesc! Și îmi permiteți să prezint a doua oaspetele nemijlocit, persoana care, pe umerile cărui și este ținut toată această inițiativă, care în delungul anilor dezvoltă această inițiativă principală socială. Este vorba de domnul Igor Bileu, director, care o să vină tot cu un mic discurs. Eu încă o dată subliniez, stimați studenți, că dumneavoastră o să deschideți inimile dumneavoastră pentru a susține acest pas fermecat pentru mai multe familii din Republica Moldova. Domnul Igor, vă rog. Să stau de aici, că nu mă văd că-s mai mic. Dragi participanți, Excelența voastră, domnule prorector, mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența și cu onoarea de a deschide în a 15-a ediție cea mai mare campanie de solidaritate națională. Campania nu este doar un eveniment pe care îl găsim din Paște în Paște, cum spunem noi fiecare. Este o acțiune durată. Iar de 3 ani de zile acest lucru se întâmplă cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul proiectului finanțat Parteneriat pentru Servicii de Cantină Socială și Inclusivă, desfășurată de Diaconia în parteneriat cu Concordia și Keystone Moldova. Valoarea totală acestui proiect este de peste 1,3 milioane de euro și scopul acestui proiect este de a contribui la incluziunea grupurilor social vulnerabile prin dezvoltarea de servicii de cantină sustenabilă și utilizarea unui mecanism de donare a surplusului de produse alimentare. O să dau câteva activități ca să nu trecem cu vederea lucruri importante. Vrem să dezvoltăm și deja avem o lege funcțională prin dezvoltarea unui cadru normativ de funcționare a băncii de alimente. Vom dezvolta un cadru pentru funcționarea noii legislații privind servicii de cantină sociale și alte forme de sprijin alimentar. Dezvoltăm capacitatea băncii de alimente, pentru că această campanie pe parcursul timpului a dezvoltat un mecanism interesant numit Banca de Alimente și care este recunoscut la nivel european. Și, sigur, este important și cu această ocazie readucem și informăm tot publicul și oamenii care se implică privind prevenirea risipii de alimente, care este un fenomen răspândit și în Republica Moldova, chiar dacă ne plângem de sărăcie. În intermediul acestui proiect am reușit să oferim masă caldă la 460 de persoane care au beneficiat de masă caldă continuă în cadrul celor 5 cantine finanțate din acest proiect, iar peste 8600 de oameni deja au beneficiat, sunt beneficiari direcți ai
mecanismului de prevenire a risipei de alimente. O să dau, chiar dacă am avut bucuria ca această campanie să fie prezentată de excelența sa, voi da câteva imagini, ca așa este mai grăitor, să vedem despre ce e campania Masa Bucuriei. O vedem pe Nicoleta, care și anul ăsta va fi unul din voluntarii liderii acestei campanii. Cum vă spuneam, astea sunt rezultatele campaniei, sunt lucrurile pe care le facem, efortul pe care îl facem în acea zi de Sâmbăta Floriilor, care se transformă în mese calde. Zilnic o să vedeți în două locații din Chișinău produsele care sunt colectate, vor fi colectate și ulterior distribuite prin intermediul cantinii sociale și devin masă caldă. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi lansăm campania Masa Bucuriei și este o bucurie pentru mine și pentru ceilalți care de ani de zile fac această campanie să fim aici în Universitatea de Stat, care pentru noi este un partener de bază, pentru că este cea mai mare instituție de învățământ superior și de aici vin cei mai mulți lideri de voluntari și viitori lideri, pentru că am avut bucuria să văd pe parcursul anilor toți acei care au fost obosiți în ziua campaniei, dar devin lideri de companii sau oameni activi social și iată astăzi, îmi spun toată viața, țin minte de campania Masă Bucuriei, feresc, pentru că au 30 și ceva de ani și aveau doar câțiva ani tineri studenți ca voi și vin cu companiile deja să fie parte din această campanie. Acum vă lansăm campania, iar în perioada următoare vă așteptăm pe toți voi să deveniți lideri și cu prietenii voștri, să îi încurajați și vom vorbi despre această campanie de la nord la sud, aici, la Universitatea de la Bălți, la Universitatea din Cahul. Și această campanie va fi parte din campanie de sensibilizare, dar și de faptul că vom vorbi despre oamenii care vor primi aceste produse alimentare. 27 aprilie în acest an, destul de târziu, poate va fi și cald, vom putea face campania mult mai ușor, e ziua colectii, ziua marelui efort și a marii bucurii, pentru că toată lumea va fi cam galben așa. Deci nu e o culoare electorală, dar e o bucurie de 15 ani să fie tot galben în această zi și să vorbiți despre campanii. Pentru că binele este molipsitor. Ulterior, toți cei care doresc, în ziua după această colectă, săptămâna patimilor, vin să aducă produsele, în special cele perisabile și cozonacii, să aducem în casa bătrânilor ca să fie prima bucurie de Paști, pe de asta colectăm produsele. Și ulterior restul este stocat și distribuit pe parcursul timpului, parcursul anului și face parte din rezultatul campaniei. Cum vă puteți voi implica? Vă așteptăm să deveniți lideri de echipă, dar dacă nu sunteți chiar convinși, vă invităm să vă vorbiți cu Daniela și colegii mei ca să vă vor explica cum să devii un lider și cum să treci de tracul ăsta, să spui dați-mi vă rog și mie, pentru că nu cer pentru tine, cer pentru cel și e mai ușor să cer pentru cineva care nu are ce pune pe masă. Ești lider de voluntar și responsabil de o echipă pe parcursul zilei. Acest voluntar este gestionar și responsabil, începe să devină lider, viitor lider social. Puteți veni la depozit, că acolo e multă treabă, sperăm să ajungem la cele 70 de tone rezultat pre-pandemie, cum îi spun eu, și va trebui tot pus, împachetat și păstrat pentru un an de zile sau distribuit pentru un an de zile și sigur sunt mulți comunicatori dintre dumneavoastră și de fapt sunteți comunicatori pe paginile voastre de socializare și puteți vorbi despre această campanie. Este puțin ce putem face noi fiecare, dar împreună putem face destul de mult și iată ca rezultat acestei campanii putem să hrănim mii de oameni pe parcursul anului, pentru că rândurile astea de oameni sunt foști profesori, medici sau oameni care au niciodată nu s-au gândit că vor trebui să ajungă cu o mână întinsă și cu borcanul gol în fața unui microbus care oferă ce poate. Ce am făcut în 23? Am colectat 39 de produse alimentare și mai avem un pic 39 de toate produse alimentare și mai avem un pic până la cele 70, deci anul ăsta chiar vrem să ajungem la acea cifră. Am fost implicate 120 de magazine, de asta domnul prorector spunea, chiar atât de mulți voluntari avem nevoie? Da, avem nevoie și ne bucurăm că putem să oferim această platformă de solidaritate. Au fost 23 de localități, anul ăsta vor fi mult mai multe și credem că iarăși vom ajunge să avem 1200 de voluntari implicați. Pentru că timpul e scurt și
dumneavoastră sunteți dotat electronic, vă rog să scanați acest QR cod, pentru că vă va duce la platforma de înregistrare a campaniei, o las așa pe parcursul timpului, și la sfârșit, dacă asta nu funcționează, sunt colegii mei care chiar o să vă ia datele să vă poată contacta, să vă puteți implica direct și aveți o comunicare directă. Pe parcursul timpului, această campanie are nu doar efectul practic, ci și un efect de bucurie, pentru că a fost transmis și împărtășit de mulți oameni care au împroprietărit această cauză. Și ne bucurăm că sunt oameni notorii care chiar sunt auziți și lumea pleacă urechea spre ei. Iar una din aceste persoane, suntem onorați că este ambasadorul campaniei, putem spune. Doamna Sorina Obreja nu trebuie prezentată, toată lumea o cunoaște și credem că ne va putea împărtăși câteva gânduri frumoase despre solidaritate. Excelență, onorate gazde ale evenimentului, dragi studenți și dragi profesori de la Universitatea de Stat, bună ziua tuturor! Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru onoarea de a face parte din acest eveniment cu un prilej atât de frumos, lansarea campaniei Masa Bucuriei. În sâmbăta florilor suntem cu toții îndemnați să mergem la magazin și să donăm o punguță cu alimente pentru persoanele care au mai puține posibilități. Să știți că avem cui să donăm, pentru că în Republica Moldova o treime din populație trăiește sub pragul sărăciei. După vârsta de 60 de ani, fiecare a treia persoană trăiește în sărăcie absolută. Iar după vârsta de 65 de ani, această rată ajunge la 48%. Sunt termeni și sunt date ale Biroului Național de Statistică. Sunt convinsă că foarte mulți dintre noi, dintre voi, ați donat vreodată în viață, pentru o cauză sau pentru alta, sau poate aveți de gând să o faceți. Dar, dincolo de sărăcie, haideți să medităm un pic și să ne gândim fiecare de ce facem lucrul acesta, de ce donăm. Este individual. O să vă gândiți, dar între timp vreau să vă spun că după mai mult timp în care am susținut campania Masa Bucuriei, anul trecut am susținut-o și fizic. Mi-am pus vesta de voluntar și am mers într-un magazin pentru ca să îndemn oamenii să doneze. Eram împreună cu o echipă de tineri și am tot respectul pentru ei. Am observat cât de dedicat s-au implicat și au făcut tot lucrul acesta necondiționat. Sunt 700, din câte am văzut din datele pe care le-a prezentat domnul Belei, și vreau tare mult să le dați aplauze în acest moment pentru toată munca lor. Și tare mult mi-aș dori ca la anul aceste aplauze să vină și pentru mulți dintre voi, pentru ca să vă alăturați acestei campanii. Vreau doar să vă povestesc foarte scurt, pentru ca să nu vă rețin, un moment care mi-a atras atenția în această experiență. La un moment dat, când în toată forfota aceea în care oamenii veneau și chiar s-a dat dovadă de foarte multă solidaritate, la un moment dat am văzut venind pe escalator, Mariana ține minte că era atunci în echipă, o femeie în vârstă, mișcându-se cu greu. Era rândul meu să mă duc să-i dau punguța pe care ulterior să o umple cu alimente și informațiile, și am ezitat ușor. Dar am văzut că ea vine direct înspre noi și ne zice că nu a venit pentru cumpărăturile sale, a venit pentru că vrea să doneze. În acel moment, acea doamnă a simțit nevoia să ne povestească de ce face lucrul acesta. Ne-a spus că nu duce o viață bogată, dar își poate permite o masă în ziua de Paști. Totuși, ceea ce îi lipsește era faptul că nu ar fi fost toată familia ei în jurul acestei mese. Nu și-ar fi avut oamenii dragi alături. Și donând, a simțit că ar putea să împărtășească din această singurătate și să fie alături de acei oameni către care se îndreaptă gestul ei. A donat de dor, m-am gândit în acel moment, urmărind-o așa cum se duce în magazin ca să umple punguța, amintindu-mi și de bunica mea.
Și vreau să vă spun că donația acestei femei, dar și donația fiecăruia dintre noi, ajunge în mare parte la acele persoane care vin să iau un prânz cald la cantina socială. Da, ei vin după acele bucate. Fiind reporter, am vizitat odată o asemenea cantină și vreau să vă spun că am fost marcată de faptul că am avut senzația că ei nu vin anume pentru acele bucate, pentru că de fapt își iau prânzul și nu se grăbesc să-l consume, dar se uită în stânga, în dreapta și așteaptă să găsească pe cineva căruia să-i spună, pe care să-l întrebe ce mai faci și care să-l întrebe în schimb ce mai faci și cum o mai duci. Atunci când donați, să știți că donați mai mult decât alimente. Donați posibilitatea acestor oameni de a sta de vorbă cu cineva, de a se simți alături de cineva, de a simți că cineva, măcar într-un moment, atunci când umple punguța cu alimente, se gândește la ei. Și asta este atât de important. Mai mult decât atât, sunt foarte multe persoane imobilizate în casele lor, la care voluntarii misiunii sociale Diaconia ajung ca să le ofere aceste prânzuri. Iarăși, acest prânz atât de necesar pentru ei vine împreună cu o vorbă caldă, care este așteptată poate mai mult decât acele bucate. De asta vreau să vă îndemn pe fiecare. Atunci când donați, să nu vă gândiți că donați din, nu știu, din câți bani în plus avem noi în buzunar. Donați din emoția voastră, pentru emoția altor oameni. Donați de bucurie, pentru că vă merge bine la studii. Donați de fericire, pentru că, de exemplu, de Paște o să aveți toată familia alături de voi. Donați de dor sau de tristețe pe care vreți să o împărtășiți cu cineva. Donați de dragoste. Donați emoție. Și până la urmă, asta este ceea ce ne face să fim împreună în această campanie. Și încă o dată vreau să vă îndemn să luați în ziua aceea vestuța galbenă și să deveniți voluntari. Este atât de multă nevoie de voi. Mulțumesc! Emoția este cea care ne mână în fapte bune și mulțumim pentru această emoție care o trăim fiecare în această zi, dar după această zi picioarele dor, dar inima bate altfel. O să o rugăm să povestească pe Diana Natiuc, care este și voluntară la Masa Bucuriei și voluntară în cantina mobilă, care nu doar a stat o zi, ci toată anul în jur este alături de cei care, pentru care colectăm produsele alimentare. Mă duc să aduc sau vorbim. Bună ziua tuturor! Mă numesc Natiuc Diana, sunt student în anul 2 la specialitatea de comunicare și relații publice aici la USM. Anul trecut am avut ocazia să particip la campania de Paști Masa Bucuriei, organizat de Diaconia, în calitate de lider de echipă. A fost o experiență minunată, o abilitate de a dezvolta comunicarea, pentru că interacționăm cu oameni necunoscuți, o șansă de a ieși din zona de confort. Am petrecut perfect timpul cu echipa mea, deși a fost o zi solicitantă, pentru că în calitate de lider de echipă ai mai multe responsabilități, trebuie să-ți menții echipa, uneori mai trebuie treziți, uneori mai trebuie veseliți, ei mai ador uneori. Da. Și am decis să particip pentru că făcusem o vizită la Diaconia cu grupa de la universitate. Acolo am comunicat cu Daniela Groza, cu domnul Igor Belei și mi s-a părut ceva interesant. Atunci am decis să încerc, am încercat și nu regret. Și așa că o motivație pentru voi, poate cineva acum se gândește să particip sau nu, vă propun să vă gândiți, să vă gândiți la puterea pe care o aveți de a aduce lumină și bucurie în inimile bătrânilor. Vă propun să vă gândiți la puterea simplului vostru timp, pentru că
Este necesar de dar o zi din viața voastră care va schimba pe o perioadă mai lungă viețile bătrânilor. Și eu mi-am propus să particip și în ediția din acest an și vă încurajez și pe voi, pentru că este o experiență unică și o să fiți parte din echipa care schimbă Moldova spre bine. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Vrem să vă propun acum să puneți întrebări, ca să vă explicăm, să poate mai ușor cum puteți participa sau eventual întrebări pentru excelența sa. Și sper că colegii mei care vorbesc în lucrurile mă caracterez ideea generală și aceasta este problema, că întrebarea mea, dacă nu sunt o variabă lingvistică, că eu mai mult vă rog să deturizez din care unul de instituția Azerbaijan, dar eu îmi vorbesc în arusă, dar română și lingvistică. Și am intrat în lezăța și acolo, din păcate, nu este nici limba engleză, nici limba rusă. Și acum să întreb, cum e cum să explic, dacă o să fie ok, pentru că ești, nu o să fie acea bariera lingvistică. Bariera lingvistică, din păcate, e o problemă pentru vorbitorii doar de română, că generația voastră vorbește foarte puțin română, rusă și engleză. Și de aceea sunt bineveniți cei care vorbesc bine rusa și bine engleza, pentru că în zona centrală a Chișinăului chiar e bine să avem mulți vorbitori de... Și dacă avem mai mulți vorbitori de rusă, sunt bineveniți să îi punem în toate echipele, pentru că avem mulți vorbitori de limbă rusă. O să veniți și o să facem o notificare pentru cei care vorbesc rusa bine, că avem mare nevoie de vorbitori de rus în ziua campaniei. O să organizăm cu Daniela, de asta o să avem la sfârșitul, când o să ieșiți, o să mă înregistrați și cu dumneavoastră, care sperăm să deveniți liderul liderilor acolo în comunitatea dumneavoastră, să putem avea un parcurs individual pentru această campanie. Mulțumim că aveți disponibilitatea și dorința să vă implicați. Este o modalitate oarecare prin legislație ca să nu se ripoze.
cerem un pachet de alimente respective să fie donate. Da, mulțumim. Cu bucurie pot să vă anunț că datorită acestui proiect, și am menționat, cu sprijinul Delegației Uniunii Europene, avem un parcurs de dezvoltare a legislației. În 2023 a fost aprobată legea privind prevenirea și risipii de alimente. Mecanismul a început să funcționeze, încă nu este perfect funcțional, dar suntem cei care, Banca de Alimente a început să funcționeze și ia amploare de la o zi la alta. Chiar ieri au fost donate 15 tone de prună care riscau să fie aruncate, pur și simplu, în depozit, pentru că, na, așa sunt mecanismele de funcționare. Și tot datorită acestei strategii a Uniunii Europene de la fermă la furculiță, există așa această strategie europeană privind prevenirea risipei de alimente, suntem pe parcursul schimbării legii ca să devină și mai funcțională. Cu bucurie constat că această lege a început să funcționeze și mecanismul să funcționeze, pentru că s-au lătrat aproape toate supermarketurile din Chișinău și din Republica Moldova și marile lanțuri de distribuție. E un parcurs de lungă durată. Ne amintim că băncile de alimente în Statele Unite au apărut acum în la începutul anilor 60 și noi suntem în 2020. Noi am început un pic mai târziu, dar am luat-o mult mai repede. Cu proporțiile de regoare față de Statele Unite. Republica Moldova este la fel de solidară, de asta cei 1200 de voluntari care au ajuns să participe într-o ediție este dovada că și la noi oamenii vor să doneze și vor să fie partea binelui. Mulțumim! Colega mea, după ce vă înregistrați, vă va pune la dispoziție un grafic, o să aveți o abordare strict individuală, este o echipă de gestionare a acestui întregului lanț logistic și veți fi contactat și vom fi împreună să construim echipele, să învățați cum să faceți acest lucru, ca în ziua colectei chiar să fiți bine pregătiți. Pe data de 27 este ziua colectei. Diaconia și partenerii săi, și Keystone, și Concordia, are o multitudine de oportunități. Și cantina mobilă, și ludobusul la noi, și Concordia are o serie de activități. Și Keystone, sigur, vă poate oferi soluții pentru implicare de voluntariat. Sunt toate forme și platforme de implicare și dăruire. Nu toată lumea poate să meargă la cantină, poate să facă design dacă se pricepe la asta. Sau orice formă de manifestare de voluntariat este, dar pe 27, indiferent de profesie și proveniență, stăm în magazin sau la depozit. Asta e forma pe care o propunem la pe 27. Mai sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, vroiam să mulțumesc gazdelor Universității de Stat de Republica Moldova pentru onoarea de a lansa această campanie într-un cadru atât de festiv. Mulțumim excelenței sale pentru prezență și pentru susținerea continuă, pentru că este o onoare ca această campanie să primească recunoștința și pe parcursul anilor am avut și premierea acestei campanii ca și o formă de manifestare de solidaritate. Și vă așteptăm pe 27 să veniți la magazinele pe parcursul timpului și sunt îndemnați ca la acest demers să vină și prietenii voștri. Ca asta împreună facem mai mult. Să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută. La rândul său, tot aș vrea să mulțumesc pe dumneavoastră, domnul Igor, pentru această susținere și nemirosit promovare. Și eu rămân cu o speranță în inimă, ieșind din această sală, că noi toți rămânem molipsiți de această idee nobilă de a aduce bucurie pentru cei beneficiari la această activitate socială. Vreau și să mulțumesc la excelenței sale ambasadorului Uniunii Europene, domnului Giannis Maizevichis. Și asta este o mare onoare pentru Universitatea de Stat să participăm și să fim partea componentă a acestei inițiativii sociale.
Vreau să aduc la cunoștință colegilor că cea mai eficientă cale să ajutați, evident, este una acel suport financiar, fiindcă asta trebuie să înțelegeți că prin asta noi economisim și cheltuielile de logistică, cheltuielile de păstrare. Dumneavoastră o să aveți posibilitatea să discutați cu colegii referitor la posibilitatea acordării câte 20 de lei acestui suport financiar care va fi distribuit nu numai în această zi, dar pe parcursul întregului an următor ca suportul pentru acești oameni vulnerabili. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru participarea în acest eveniment și vă urez o zi frumoasă în continuare. Numai bine!